Parcă... Da, e bine, sigur că da, că de bine facem și noi toate analizele. Când am ieșit de la serviciu, mai rar facem analize. Să nu mai stați presa de așteptare sau cum? Da, da, să mori întregi până facem, că, na, boala-i boală. Sigur că da, da. Sunt bineveniți banii și să-i distribui la noi aici este foarte sărac și o să fie în continuare. Deci Vasluiul e sărac. Și o să fie în continuare. Dar noi trebuie să ne limităm așa după veniturile, după banii pe care îi avem. Sănătatea vasluiană a primit o mână de ajutor în trimestrul al patrulea al acestui an. Rectificarea bugetară a fost pozitivă, iar furnizorii au primit toți câte un bănuț în plus. Zilele acestea, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a primit o suplimentare de fonduri în urma rectificării bugetare de aproximativ 15 milioane de lei. Aceste sume vor suplimenta valorile de contract pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru perioada octombrie-decembrie acestui an. Cea mai mare parte a banilor va merge către sectorul de medicamente eliberate în regim de compensare sau gratuitate, peste 5.500 de lei, iar o altă sumă importantă va fi dată Programului Național de Sănătate, 2.523 de lei. Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui va primi 627.000 de lei, iar pentru Paraclinic va fi alocată suma de 223.000 de lei. Unitățile sanitare vor primi 5.493 de lei.